Messi sprintează Fabregas, vede acest lucru Messi, Fabregas în fața golului, Fabregas, gol Fabregas, 1-0 pentru Barcelona, o pasă genială și un lob pe măsura lui Fabregas, 1-0 pentru catalani. După două ocazii ale Valenciei și după ce Barcelona dădea senzația că nu-i deloc comodă pe teren, deschide scorul prin Fabregas. Aș vrea să văd reluarea însă nu atât pentru poziția lui Fabregas, cât pentru reacția pe care o are. O poziție este corectă, absolut corectă, însă Miguel Brito dă senzația la un moment dat că poate atinge această vige, dar nu o face. Cred că l-a păcălit puțin. Miguel Brito îl păcălește. River. Bun, asta acum nu prea că River e un pic în a doua divizie. Alexis greșește un pic preluarea. Dar continuă pressingul și iată ce se întâmplă. Fabregas ratând, continuă pressingul, incredibil pressingul Barcelonei, parcă nu știu ce să fac. Această execuție așa un fel de a la Romario. Știa că nu mai are timp să șuteze. Lângă punctul de la 11 metri. Da, dar e împins după ce trage. Nu cred că are importanță no. Acest lucru. Nu, eu zic că nu e fault. Pasa este pentru Alexis, care încă mai are resurse pentru un sprint. Alexis în duel cu Jeremy Mathieu, pasă pentru Fabregas, vinge, este la Xavi, gol, 2-0 pentru Barcelona și probabil că este golul care duce pe Barcelona lui Pep Guardiola într-o nouă finală, a 12-a din mandatul acestui antrenor extraordinar. Ceea ce știm sigur e că nu vom avea prelungiri. Valencia are nevoie de două goluri pentru a se califica. Este în inferioritate numerică. Lucrurile sunt foarte